20 de copii din Slatina s-au înscris deja la școala de vară de tenis de masă și au și început antrenamentele. Ei pot fi viitorii sportivi de performanță ai orașului. Această școală presupune să invite copiii de clasele 0, clasa 1 sau clasa 2, în vederea selecționării lor în toamnă pentru grupele de începători de la Clubul Sportiv Școlar Slatina sau Liceu cu program sportiv. Timpul nu este însă pierdut. Dacă aveți copii în clasele 1-4 și vă doriți ca ei să practice acest sport, îi puteți înscrie până în luna septembrie. Pe tot parcursul acestei perioade până în septembrie se pot înscrie și pot practica, eu știu, tenis de masă. Unde se pot înscrie și când? La școala Eugen Ionescu, în fiecare seară de la ora 6:30 până la ora 8:30. Este al doilea an în care la Slatina se desfășoară cursurile de tenis de masă pentru cei mici în cadrul școlii de vară.